Credincioșii parohiei Podovadului din județul Prahova se vor bucura începând de mâine de prezența în biserica lor a unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare. Acesta a fost oferit de parohia Bunavestire Belo din București și va rămâne permanent în lăcașul de cult spre ocrotirea comunității. Fragmentul va fi așezat într-o raclă ce va fi sfințită de părintele protoiereu Grigore Melnic de la protopopiatul Câmpina, urmând ca apoi să fie oficiată Sfânta Liturghie. Biserica parohiei Podovadului are hramurile Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Cuvioasă Parascheva.